Scurt update legat de Cătălin Talent. Ei bine, el va sta 5 ani la pușcărie, s-a dat sentința, el poate să facă recurs, ci că o să facă, dar vedem dacă va reuși ceva sau nu. Asta cu recursul am aflat-o de la scriptorul, de fapt de la cineva care e scriptor pe acolo pe la serverul lui, mi-a zis tot așa cineva care îl știe. Plus, a fost, în caz că știți, dacă nu știți, erau niște bătrânei pe care, cu care a făcut pe se seama lor niște videoclipuri. Ciprian spam care erau și în alianță și cu Felipe la un moment dat. Deci legat în stilul său caracteristic, dacă vă sună cunoscută faza. A fost ăsta Răzvan și văd că i-a cumpărat alimente 500 de lei să-i le ducă. Dar nu, nu le-a primit Cătălin că nu-l cunoștea pe Răzvan. El e la secția 19, mi se pare că undeva prin Rahova secția Deci dacă nu mă credeți, puteți să mergeți să întrebați acolo de... Popa Cătălină Ovidiu.